Salutări tuturor! Iată-ne la meciul care închide acest sezon de Liga 1. Bun găsit! Mă numesc Sergiu Timar, iar cel care se va ocupa de analiză este Geo Ciungălan, aici lângă mine. Salutări tuturor! E o adevărată plăcere să comentez această partidă. În această partidă se înfruntă Rapid București și Steaua București. Marchează cu capul! Senzațional! Ar putea fi un gol extrem, extrem de important. Cu așa o centrare de calitate, chiar și tu ai fi marcat. Foarte bine s-a demarcat la această fază, iar lovitura de cap a fost sigură și precisă. E un jucător care nu se pierde cu firea în asemenea situații. Rapid București marchează un gol extrem de important în economia meciului. Chiar dacă au deschis scorul, trebuie să atace în continuare, să dovedească că sunt o echipă cu pretenții reale la titlu. Ocazie mare! E pericol! Oh, ce gol a dat! Ce fază importantă pentru Steaua! E o reușită de pus în ramă! Voi ține minte această fază. Pasele au curs bine, au avut tempo ridicat, jucătorii s-au găsit perfect. Finalizarea a fost de clasă, ce să mai. Un gol pentru topul săptămânii. Reîncepe meciul, iar echipele se află la egalitate. Antrenorul trebuie să gestioneze bine situația. Mulți jucători se relaxează după ce marchează, iar apoi se trezesc că sunt egalați. Primește Gabriel Iancu. Ce intervenție vitală a avut portarul! Gabriel Machado au o șansă bună pe acest contraatac. Vladimir Bozovic. Lasina Traore poate avansa acum. O trimite în careu. Ideea a fost bună, execuția nu. Și Cristian Tănase. Și Iasmin Latovlevici. Centrează în mijlocul careului. Nicolic liniștește jocul. Ce ocazie bună! Și Milisavljevici, care a marcat deja în acest meci. Nicolic. Alexandru Kipciu. Se pare că au dificultăți în a găsi acea pasă cheie decisivă cu care să facă șahmat apărarea. Încă este egalitate. Mai sunt 5 minute din această repriză. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Cât de bine l-a găsit. Vladimir Bozovic deschide foarte bine jocul. Au șansa unui contraatac fulger. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Și centrează. Pot răsufla ușurat acum. S-au descurcat bine până la urmă. Lovitură incredibilă de cap. Au jucat rapid, dar nu au fost eficienți. Este pauză. Jucătorii au 15 minute pentru a-și trage sufletul. Cred că sunt puțin dezamăgiți că nu au reușit să-și păstreze avantajul. Orice se poate întâmpla de acum încolo. Cred că ne așteaptă o repriză pe cinste. E o partidă echilibrată până acum. Scorul e egal, 1-1. Ia
Iată că a început a doua repriză, în exclusivitate doar pe Digi Sport. Rapid București și Steaua București. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Daniel Georgievski. Se vede că joacă cu cap, atacă pe flancuri, dar trebuie să fie puțin mai atenți. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Mihai Roman. Pasă filtrantă. A pasat cam neglijent. Bojan Cârchici. Bojan! Ce încercare bună! A trecut o oră de joc. Construiesc bine această fază. Centrarea ajunge în brațele portarului. Gabriel Machado. Bojan Cârchici. Daniel Georgievski. Și e out. Frumoasă pasa. Alexandru Chipciu. Pare că vrea să primească mingea. Acum, să vedem! Bună preluarea! Curge bine atacul! Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Alexandru Chipciu, care deja a contribuit decisiv la marcarea unui gol. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Primește Gabriel Iancu. Lucas Sucala. Primește Gabriel Iancu. Lovitura liberă acum. Foarte bine l-a blocat. Nicolici. Bojan Cârchici. Mihai Roman. Iată ultimul fluier al arbitrului. E un punct extrem de important. E un punct care le-a dus titlul. Aceste momente vor rămâne întipărite în mintea fanilor acestui club. E ziua cea mare, ziua în care echipa lor este încoronată cu titlul de campioană. Ce mod fantastic de a încheia această campanie! Din nou o victorie încântătoare pentru care a curs multă sudoare, dar așa cum au jucat tot sezonul și asta le-a dus succesul. Sunt niște eroi! Bravo lor! Acest meci le-a dus titlul de campioană! Jucătorii au jucat fenomenal de-a lungul sezonului. Este un titlu muncit în proporție de 110%. Mersi, Geo, pentru analiza acestui joc. Pe Digi Sport urmează emisiunea Fotbal pe Bune, iar Ionuț Trandafir are ca invitați speciali pe Raul Coste și Ionuț...